Sunt dr. Laura Eleni Nedelescu, medic specialist geriatrie, gerontologie și medicină de familie și activez în cadrul cabinetului medical al Asociației Carpomenia. Astăzi voi vorbi despre hipertensiune arterială. De ce este importantă hipertensiunea arterială? Pentru că ea reprezintă cel mai important factor de risc cardiovascular la om. Din nefericire, statisticele ne spun că după 50 de ani, 1 din 5 oameni au hipertensiune arterială, după 50 de ani, 1 din 3, iar după 65 de ani, 2 din 3 oameni au valori crescute ale tensiunii arteriale. Deși ușor de depistat și de tratat, mai mult de jumătate din hipertensivi nu sunt tratați, iar cei diagnosticați nu fac un tratament corect sau, din nefericire, îl abandonează. Prin tratament corect și urmărire medicală specializată pot fi evitate cele mai de temut complicații ale hipertensiunii arteriale, infarctul de miocard și accidentul vascular cerebral. Aceste afecțiuni pot duce chiar la deces pentru unii pacienți sau pot lăsa sechele care afectează mult calitatea vieții ulterioare. Ce este hipertensiunea arterială? Este creșterea presiunii arteriale exercitate de către sânge asupra vaselor arteriale și care în timp produce modificări la nivelul vaselor și a inimii. În mare, valorile normale ale tensiunii arteriale sunt cuprinse între 140 mm de mercur, tensiunea sistolică, și 90 mm mercur, tensiunea diastolică, 14:9, așa cum spunem în limbaj comun. Se acceptă o valoare optimă a tensiunii arteriale de 12:8. Aceste valori pot varia însă în funcție de vârstă și sunt dependente de starea generală a organismului și de activitatea fizică. Cum știm dacă avem tensiune arterială? Foarte simplu, măsurând tensiunea arterială. Aceasta se măsoară cu ajutorul aparatelor mecanice sau electrice omologate și este important ca această măsurare să fie făcută la consultul medical obișnuit. O valoare crescută a tensiunii arteriale descoperită odată necesită o urmărire ulterioară periodică, eventual de 2-3 ori pe săptămână, în momente diferite ale zilei, pentru a stabili dacă într-adevăr în mod constant tensiunea arterială este crescută și depășește limita normală. Sunt binevenite măsurările frecvente la domiciliu cu aparate electronice care orientează asupra valorilor tensiunii arteriale, însă diagnosticul de certitudine, necesitatea și tipul de tratament îl stabilește exclusiv medicul curant. Trebuie știut că o persoană hipertensivă, în special tânără, la debutul bolii, se simte bine, nu are simptome, arată bine și adeseori ignoră diagnosticul și tratamentul. Totuși, o tensiune arterială în timp duce la supra-solicitarea inimii, determinând complicații, chiar deces. În tratamentul hipertensiunii arteriale, primele măsuri recomandate de medic vor fi o dietă echilibrată, cu scăderea aportului de grăsime animale și mai ales cu scăderea aportului de sare din alimentație. Atenție nu numai a sării adăugate în mâncare, ci a alimentelor care conțin sare, mezeluri, brânzeturi sărate, condimente de tip vegeta. Renunțarea la fumat și consumul excesiv de alcool. Exercițiul fizic este foarte important și asta nu înseamnă antrenamente epuizante, ci este suficient mersul pe jos cel puțin 30 de minute pe zi. După schimbarea stilului de viață și a obiceiurilor alimentare, dacă nu se obține normalizarea tensiunii, de-abia atunci se intervine medicamentos. Astăzi există numeroase clase de medicamente care pot ține sub control eficient tensiunea arterială. Important însă este ca aceste medicamente să fie prescrise de medic, să fie urmărită eficiența lor și eventualele reacții adverse prin controle medicale periodice. Dozele pot fi scăzute sau crescute în funcție de răspunsul individual. Pot fi adăugate și alte medicamente în schemele terapeutice în funcție de nevoia fiecărui pacient. Numărul și tipul de medicamente variază de la o persoană la alta și depinde de răspunsul specific al fiecărui organism. Nu luați tratament dacă ați auzit că unei cunoștințe acea pastilă i-a făcut bine.
Numai experiența medicului stabilește ce medicament este util în fiecare caz, în funcție de vârstă, afecțiuni asociate, tratamente asociate. Este important de știut că tratamentul pentru scăderea tensiunii arteriale este foarte eficient, cu rezultate foarte bune, dar el nu vindecă această afecțiune, ci o ține sub control. Medicamentele trebuie luate permanent pentru prevenirea complicațiilor grave. Cum se controlează tensiunea arterială? Cum se măsoară? Poziția este șezând, cu o perioadă de minim 5 minute de repaus înainte, cu 30 de minute înainte evităm consumul de cafea, fumatul. Brațul la care se face măsurătoarea nu trebuie să fie acoperit de haine strâmte, nu se vorbește, nu mișcăm în timpul măsurătorii, picioarele trebuie să aibă contact cu solul, dar să nu fie încrucișate și trebuie folosite exclusiv dispozitive omologate pentru măsurarea tensiunii arteriale, fie că sunt ele electronice sau mecanice. Pentru o monitorizare atentă a valorilor tensiunii, este indicat ca o perioadă de 7 zile să se măsoare tensiunea arterială dimineața și seara, să se completeze un tabel ce va fi prezentat medicului la următoarea vizită. Cât de important este controlul tensiunii arteriale? Hipertensiunea accentuează procesul de ateroscleroză a vaselor cu îngroșarea acestora și scăderea aportului de oxigen la țesuturi și organe. Plăcile de aterom depuse pe vase se pot fisura sau rupe cu formarea de trombi, cheaguri de sânge, care duc la stuparea completă a vasului. Așa se produc la nivelul inimii infarctul de miocard și la nivelul creierului accidentul vascular cerebral. Vasele cerebrale se pot rupe mai ușor, determinând accidentul vascular cerebral hemoragic. Riscul de infarct se dublează cu fiecare creștere cu 20 de milimetri pe coloană de mercur a tensiunii sistolice, adică o diferență între 14 și 16 a tensiunii arteriale ne expune unui risc dublu de a face infarct miocard. La nivelul rinichiului, scleroza vaselor de sânge poate produce o pierdere de proteine în urină și în timp insuficiența acestui organ. La nivelul vaselor retinei se pot produce tromboze și cheaguri cu afectarea în timp a vederii. Creșterea tensiunii arteriale duce la o supra-solicitare a inimii, care inițial compensator se mărește, în timp însă slăbește și scade capacitatea ei de a se contracta, instalându-se astfel insuficiența cardiacă. Așadar, o hipertensiune arterială netratată îmbătrânește vasele accelerat și inima, crescând riscul de atac de cord, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și renală. De multe ori, tensiunea arterială crescută nu se însoțește de modificări care să atenționeze bolnavul. Complicațiile ei grave pot fi, din păcate, primele manifestări. Rare ori se poate manifesta prin respirație greoaie la eforturi care inițial erau făcute cu ușurință, dureri de cap, în special în zona occipitală a cefei, amețeli, concentrare dificilă, tulburări de vedere, zgomote în urechi. Singura modalitate eficientă de a depista hipertensiunea arterială este controlul medical periodic, cel puțin o dată pe an, după vârsta de 35 de ani. Pentru consultații și sfat medical, vă așteptăm în cadrul cabinetelor medicale ale Asociației Carpomenia din strada Amurgului numărul 53, sector 5, București.